ceva? Acum zic, că flam, fă-i așa, pare că... Mă, ce, de ce ai? Ce boală ai? Înțelegi? S-a pus capul, este... Ai de capul tău, coxule. Deci că bărbatul este ființa care încolo, te uite ce încolo, că dacă m-aș insura cu așa ceva, ceea ce e imposibil, că până la urmă ori mă călugăresc decât să mă însor cu așa ceva. Și știu că poate să cadă cerul să-mi văd îngerul cum plânge. Mă lup cu norii negri cât mai am în vene sânge. Și n-am zis că sunt omul cel fără de pată. Sunt arhitectul ce-și transformă ruina în artă. Bună dimineața, dragi domnilor și domnilor, să fie multă pace și un chic, să ajungem. Ce faci, domnule? Tu la patron, ai? Ha? Cum e așa? Bă, da. Bă, fratele meu, a avut eu o noapte, iar altă noapte. E greu ce să faci, n-ai ce să faci, aia. Mă, îmi bag cap. Hai, bă, mergi anul și tu, bă, mergi și tu, bă, că te dau inferioară, bă, să merg cu a noua, bă, nană. Așa greu merge, domnule, n-am pus-o cu ceva. Orică Scania asta are o stabilitate așa. Nu știu, fratele meu, mai conduc și alte modele de camioane. Dar Scania asta are o stabilitate pe ea așa, când mergi cu ea pe drum, îți vine să mergi cu ea numai cu de 200. Dar de unde? Că e limitată pe 90. Înțelegi? Dar merge cu ea așa, că ea stă bine, mă, stă țapănă pe drum. Stă bine, stă legată. Hai, fata, hai. Hai, că era patron, bă, da? Îmi spui. Asta cu daful merge de parcă îl trage de păr aia. Ce îl trage de păr așa? Ce îl trage de păr așa? Cu mete țapă în bată, mă, ploaia să mă bată. Aude, iar semafor, iar. Dar vreau să trag un vlog cu foarte multe emoții într-o bună dimineață. Hai că-l fac pe stânga, gata, hai să-l dau un vlog. Vreau să trag un vlog într-o bună dimineață de Paști. Înțelegeți? Înainte de spovedanie, te la popa și îi spui: ce ai făcut? Ai stat așa? Păi numai așa ai stat? Da, nana, ce ai? Ai stat așa, ai stat la patron, ai luat 1 milion, ai luat 2 milioane, ai luat 3 milioane, ai mai păcătuit așa, cu gândul, cu fapta, te-ai mai uitat așa după un cur, după un alea, hai, bă! Bă, o dată, bă, că nu mai am timp de voi, bă, nu mai am răbdare, bă, nu mai... Bă, câteodată îmi vine să mă spânzur, bă, cu voi de gât. Să ne pune dacă nu... Bă, oarde de așa de parcă a străi 150 de ani pe un bun. 150 de ani, păi, gata, să ne puneți dacă nu. Oarde de parcă a străi 150 de ani pe un bun. Păi, bă, mai pot, bă, să vă mai suport așa? Bă, mai putea și eu? Nu vă gândiți, cât să vă mai ducă coxul, unul singur? După ce că am doar de treburile mele care le am pe cap, mai am și funcția de rege între șoferi. Să stai așa, să... La când șoferi să fii un singur rege. Să te ocupi de problemele lor. Să faci judecată. Înțelegi? Când au probleme, da? Când au șoferii probleme, îl faci judecată de aia. Înțelegi? Faci de aia ca să rezolvi problemele șoferilor. Uite. Bă, da, cum să nu văd? Trebuie să te implici, bă, nană. Și eu de unul singur, vă dați seama. Nu mai am, n-am nici subaltern, n-am nimic, bă, nană, bă. Bă, nană, bă. Sunt solo, nană, să le puneți. De-aia mi se pare mie că ăștia o ar nasol. Eu sunt solo, fără vagon. Dau în el, dau în ea, știi cum? Ca surd în pungă. Port ochelari, nană, știți ce cauză? Să mă bată ploaia dacă dau ăsta jos. Eu sunt vampir, ce vampir, care era oia mână care nu suportau lumina. Am o scârbă pe mine așa. Dar sunt viu, să ne puneți. Sunt viu. Bă, și la ora asta, mă, la 9 dimineața, vă stuie să fii tu viu. Viu. Viu la modul la care și de răceală parcă mi-a mai trecut. Dar și așa. Și așa că nu pot spun că sunt tare, tare. Dacă dau ochiare jos, hai de capul meu, încerc, nu cât am ochiul cât pumn.
Cât pumnul n-am. Dar măcar chestia bună e că te poți să trag dimineața câte o parte așa. Înțelegeți voi? Pe mers înainte, pe mers înapoi, pe mers pe mașalier, pe mers așa, pe mers invers. Haideți voi. Haideți voi. Haideți bată mă ploaia să mă bată. Haideți odată. Hai. Că nu mai pot. Nu mai pot, băi. Haideți. Haideți așa, bă, haideți, la patron. A, alt semafor, mă. Bă, și dacă o luam picul, tot soarta eu aveam. Trei semafoare, tot le îmbufam. Bă, uite, bă, și duce picioare sub țări are asta, bă. Bă, uite, bă. Bă, uite că-i trec doi porși printre picioare și nu se întâlnesc. Să mă bată ploaia dacă mi se scoală la ceva. Bă, la motet. Bă, băiatule, să nebunez dacă mâna mea mai groasă până sus. Bă, mâna mea mai groasă cu alea sus. Nici nu pot să mă încordez să vă arăt pe cameră că sunt mers, bată mă ploaia. Dar mâna mea mai groasă. Bă, nană, doi porci de Crăciun, ceea ce pentru mine porci de Crăciun înseamnă peste 100 de kilograme, treceau printre picioarele ei și nu se întâlneau. Să mă bată ploaia, bă, nană, bă, eu să nebunesc, eu am picioare, bă, am cură, mălea, ca bărbat, da, păi, bă, ia ca femeie. Dacă nu are, nu te uiți la ea, bă, nu te să scoală. Și toate ele vorbesc despre noi, despre noi, că noi suntem impotenți. Pă cum bă să mi se scoale, bă, dacă nu, nimic așa, nimic. Dacă, bă, n-ai tu un cul frumos cu o lua așa, n-ai tu o voce așa care să mă excite așa, să ai o voce feminină așa. Dacă tu mai un pic și în jur de morți, de răniți și de familie și ar fi, practic, ar fi tot acum, dacă ai face și aia să nebunezi, dacă ar... Înțelegi? A, dar mi-a trebuit și preță cu țep, ca la bărbați, că îți dau pălăria mea să trebuie, dacă nu. După aia spune, bă, tu o să zi ipoteza, bă, cum să nu fii, bă? Tu te mă, ce ai? Suntem și mai multe decât atâta. Suntem și doi ipotenți. Hai, bă, dă-i o dată și tu, dacă vii din spate. Că stau și eu după ăsta, colea așa, nu pot nici eu așa. Înțelegi? Bă, uite-te, mă, bag și un viraj așa, că nu pot să stau după ăsta. Eu știu ce face el, nu știu. Trebuie să mă duc și eu acasă, că nu mai pot nici eu. Înțelegi? Și că potența este direct proporțională cu femeia care se află pe tabelul care stă pe platou, pe farfuria care o ai dinainte. Înțelegi? Asta e ceva logic. Mă vezi așa și te uiți așa la ea. M-am pus de-o în Germania cu aia. M-am zis de-o cu aia. Te uiteai așa la ea. Bă, ce vorbești, bă, să o vezi pe aia dezbrăcată, fată. Bă, dacă avea niște ștrabi din ea, niște colanți de ea pe ea, bat-o ploaia s-o bat. Și mă uite așa la ea. Bă, nană, ce bă, mâna mea să ne pune, dacă nu mâna mea sus, colea e mare, bă. E mare. Bă, avea piciorul colea coapsa sus, aici. Bată-mă ploaia să mă bată, să mă usuce vântul, dacă nu. Nu mă la ceva, scrie pe mine impotent. Direct, îmi scrie impotent pe frunte să mă bată ploaia dacă minți cu ceva. N-am nici de ce, bă, n-am motiv. Să ai motiv ca să minți, să ai un scop, să ai ceva. Nu minți așa, minți așa degeaba. Ce rost are? Înțelegi? Dar era urâtă rău, mă. Bă, de aia nu mă sfără, mă. De aia nu mă sfără, de ce să mă sfără, mă? Bă, decât așa, mai bine pe sora lui stânga, auto. Să mă bată ploaia dacă nu are bătătura, amața, ca pe mână. Alta, ca pe mână, dar nu mă dau. Nu mă dau bătut să mă bată ploaia când cu dreapta, când cu stânga. Să zăturile de la băcaușul de ghită. Să nebunez dacă vă cu ceva. Da, pe aia ceva eu nu mă dau. Nu mă, ce ai? Nu te văd de ce încolo, bă. Nu te văd de ce încolo, că dacă m-aș însura cu așa ceva, ceea ce e imposibil, că până la urmă ori mă călugăresc decât să mă însor cu aia ceva și știu o treabă. Mai nu știu ce face, mă. Aduce pe Trumpi. Bă, două zile cât e acasă. Să-i pun pătura în cap. Să pun capul așa, să iau pe la spate. Laptopul lângă mine, să pun un film porno. Să mă uit la filme porno. Să pun dau drumul, că nu. Așa, nu. Ce vorbe? Bă, nu te vede cincolo unde n-aș mai da pe acasă. N-aș mai da pe acasă cu săptămânile, cu luni. Aș pleca pe comunitate 3, 4, 5 luni. De ce? Să nu mai văd în fața ochiului. Nu te vede cincolo. Cea mai mare capcană a vieții mele ar fi să
Mă trezesc așa cum mă trezesc cu belea pe cap. Am nemâncat țaștări, prietene, mulțumesc. Mulțumesc mie că nu m-ai căsătorit, că nu m-ai, nu m-ai legat, că nu m-ai... Ăstea, era să zic că nu m-ai legat cu nimic. E bun că nu i-ai avea legat. Nu mi-e să știu. E mare lucru. Nu e în ce. Hai, bă, fratele meu. O să duc pe ăsta în garaj. Dau cu el în garaj acolo, bă, că mă plăia, că nu mă duc cu mă plăi. Mă, să turai și mai am și sarea asta de băgat. Ai de cap, bă. Las aici și mă duc, fratele meu, să mă culc cu țări și că bag un șeic de proteine. Sarea asta mă duc la sală. N-am fost la sală de... de 4-5 zile n-am fost la sală de lucru. Săptămâna trecută am sărit antrenamentul de 1 metru trapez. Să bag 1 metru trapez azi. Credeți voi. Să fie cu pate și un kick extraordinar. Așa, cu gustul nostru. Vineri e mâine, bă. Nu mai am program să mai bag și duminică. Mai am 10 ore. Nu mai văd duminică, nu mai bag. Nu mai am. Și bag în seara asta. După aia gata. Începe cu la viitor. Da. E cu pagina. Nu ne bate mai. Așa cum se poate. Tot programul maxim, tot cum, uite așa, așa, tată! Stăm așa, țapem, bată-mă pe aia cu ochelari, da? Cu ochelari că ne deranjează lumina. Că venim după noapte, chiar m-a întrebat cineva pe Facebook, uite, dar tu mă știi, mă, n-am să conduci ziua. Nu, nu. Ziua eu conduc numai cu ochelari, uite, numai așa. Numai cu ochelari din cauza faptului că am ochiul alb. Având în vedere că ai ochiul alb, în contact cu albul se face mai alb. Înțelegi? Logică. Să ții ochiul negru. E albul, dar totul negru. Ca să vezi, da? Să fie contrast. Bun. De alimentar, mă alimentez după piciorul, e camion. Mă duc la rug în curte acum. Și gata. Gata, nana. Nu se mai poate, mă. Nu, că sufăr de o lehamite. De n-ai putut să vezi. Ce mult te-am iubit, Paraschivo. Ți-am spus, hai mă, dă-i. Dă-i o dată, nu mă ierva, dă-i în stânga, dă-i. Hai, dă-mă, dă-i tu, bă. Păi nu mă face, bă, să mă rog de tine, bă, dă-i o dată, bă. Dă-i, bă, pune-mă semnalizarea, bă. Pune-mă semnalizarea o dată. Vă spun eu, malu, nană, malu. Malu. E greu. Bă, da, cum să fie? E foarte greu. Hai să plimbi verde, hai să plimbi verde, ie. Du-te, dică, du-te, nană. Du-te așa, du-te, ia cu stânga acolo așa, să nu te răstori în intersecție, că e mal, e mal. Uite și în stânga, bă, ce-i bine fără vagon, bă. Bă, ce e bine fără vagon, mă, fără remorcă în viață să fii. Măi, vezi, băi, viața asta, de unul singur, e ca și ansamblu cap-tractor fără remorcă. Bă, cu capul tractor intri pe unde vrei tu, faci ce vrei tu. Așa e și coxul, nana. Uite așa, la patrul. Ești nana până când, cred că vine ziua cum oi căpătui și să vezi cum stau eu cu botul pe labe, așa, și... Și intru pe vlog, așa. Salutare, dragi oameni, bun să fie multă pace noi. Și voi zice, bă, cu ce se întâmplă, mă, cu tine, că s-a schimbat atitudinea ta față de noi. Nu știu, parcă ești moale așa. Înainte tu când intrai pe vlog, salutare, dragi oameni, era eu ceva? Acum zice, salutare, când flămfă-i așa, parcă, mă, ce, de ce ai? Ce boală ai? Înțelegi? S-a pus capul, este... Hai de capul tău, coxule! Deci că bărbatul este ființa care a ieșit pe pământ, de unde a ieșit el, și toată viața lui luptă ca să intre înapoi de unde a ieșit, înțelegeți voi? Băra meu, deci fac conținut să mă bată ploaia cu subtitrare, bă, frate. Bă, cu subtitrare, nană, deci să nebunesc. Poate să spună mie cineva, bă, nană, că, virgulă, copii nu se pot uita la ceea ce bărbărești. Nu, coxule, tu nu vorbești, tu când vorbești,
spui saxofon, da, uite așa. Când spui câte ceva așa, îți măsori cuvintele. Cum? Așa, bă. Ce verde prindeam odată, bă, când eram tânăr. Am îmbătrânit, bă, nu. Să ne bunesc. Oricum, vârsta mea mentală este mult mai vârstă decât vârsta pe care o am eu, practic, în realitate. Dar până la urmă, urmi și timpul este o chestie, o noțiune creată de om. Înțelegi? Așa că, unii pot să doarmă o viață și alții pot să trăiască în câțiva ani. Mai mult decât au dormit unii o viață. Bă, dar îți merge fleanca aia cu să mă bată ploaia. Asta, întinsă-și vlogul, ai 14 minute și vrei să-l mă duci până la vreo 20. Nu știu ce să mai spun de aici încolo, dar cred că iară mă-i bălmăresc cu leacă. Așa, ca să duc vlogul până la vreo 20. Trebuie să iei un vlog așa dintr-o parte, ca să poți să zine, ce zi. Sunt zile și zile. Ai zile când chiar ai conținut și când... Bine, ăsta poți să spui că e conținut, că până la urmă trebuie să vorbești pe vlog. Să ții omul așa, să se uite la tine. Cum stai la semafor, înțelegi? Eu. Stai așa, cum să stai? Că n-ai cum să stai acum. Bă, da. Stai așa. Și te învârți așa, te duci în stânga, te duci în dreapta, te duci așa, te... Cu semnalizare stânga, cu semnalizare dreapta, cu semnalizare multă, cu semnalizare scurtă. Înțelegi tu? Hai. Bărmăresc, dar să rupt un brăz. Hai, ce mai fac? Mai fac dreapta, te duci așa. În asta, următoarea, fac dreapta, așa e. Nu mă curtește, las și gata. Uite asta de la agregate. Transbordarea lui. Bă, uite de la agregate, voi niște camioane, voi. Uite asta are două axe pe față și încă trei pe spate, cinci.